razie în cluburile din Suceava. Peste 250 de polițiști au fost implicați într-o acțiune care a urmărit depistarea minorilor în astfel de localuri. Polițiștii au descins în forță în circa 100 de baruri și discoteci din județ, unde au găsit peste 50 de minori. Peste 250 de polițiști au fost implicați în această amplă acțiune la nivel județean, numai la nivelul municipiului Suceava și zonei adiacente, fiind angrenate peste 30 de echipaje de poliție. Au fost verificate toate barurile din zona de competență, dar și discotecile, în cel puțin două discoteci, în două localuri publice, atât din mediul urban, dar și din mediul rural, au fost identificați copii care sergau alcool la mesele din cadrul cluburilor respective. Imediat după identificarea adolescenților, polițiștii le-au anunțat părinții. Mulți dintre aceștia nu știau pe unde le sunt copiii. Din păcate, așa cum a văzut și noastră în cadrul acțiunii pe care am desfășurat-o, niciunul dintre părinții respectivi, părinții minorilor pe care i-am abordat, nu știau de locația în care se află copiilor și mai mult decât atât, bineînțeles, nu știau că aceștia consumă alcool. Acțiunea polițiștilor suceveni vine în urma cumplitului accident produs în noaptea de Halloween, în care au murit 5 tineri cu vârste cuprinse între 15 și 26 de ani. Doi dintre aceștia, cel de 15 ani și unul de 19, erau frați. Tinerii se întorceau de la o petrecere de Halloween organizată într-un club din Suceava, când șoferul, care circula cu mare viteză, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina pe contrasens, unde s-a izbit de o dubiță, apoi a ricoșat într-un alt autoturism. În urma impactului, mașina celor 5 a luat foc. După producerea accidentului, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Suceava au tras un semnal de alarmă, invitându-i pe părinți să afle pe unde umblă copiii lor.